Viața Sfântului Mucenic Nichifor este o lecție pentru fiecare creștin. Dincolo de tăria credinței și curajul nespus al mărturisirii, pe care martirajul îl presupune, învățătura pe care o putem desprinde din cele petrecute cu Nichifor se referă la iertarea celor cu care suntem certați, prin care se împlinește porunca Mântuitorului Hristos, care ne-a cerut: iubiți pe vrăjmașii voștri. Nichifor a trăit în cetatea Antiohia din Siria. El era creștin, a fost bun prieten cu un preot creștin din aceeași cetate, pe nume Sapliciu sau, după alte surse, Simpliciu, fapt pentru care erau considerați de către toți ca fiind adevărați frați. Deși prietenia lor curată a continuat multă vreme, s-a întâmplat să se certe dintr-un motiv neînsemnat, iar cearta să se transforme în dușmănie. Venindu-și în fire, Nichifor i-a cerut iertare, însă Simpliciu nu a dorit să se împace. Inima sa se învârtoșase în rău. În același timp, în Antiohia s-au pus în aplicare unele decrete imperiale, conform cărora creștinii trebuiau forțați să se lepede de credința lor. Cei din tâi care au fost arestați au fost clericii. Simplicius a fost prins și dus spre locul de judecată. Nichifor, văzându-și prietenul în lanțuri, a alergat și a căzut la picioarele lui, cerând iertare și rugându-l să se împace. Simplicius nu a vrut nicicum. Văzând Dumnezeu învârtoșarea inimii sale, l-a lăsat în voia lui. Simplicius nu a avut curaj să mărturisească până la capăt. În timpul torturilor, înțelegându-și iminența morții, a cedat promițând că va aduce jertfe zeilor păgâni ca semn al lepădării sale. Nichifor, care privea îndurerat din mulțimea aceste fapte, a mers și l-a încurajat. Nici chiar în ultima clipă a vieții, acel preot nu l-a ascultat pe Nichifor, care îi păstrase prietenie curată și sinceră. Atunci, plin de curaj mărturisitor, Nichifor a mărturisit faptul că este creștin. A fost ucis pentru credința lui prin decapitare. Virtutea prieteniei trebuie întemeiată pe iubire sinceră, pe respect și generozitate. Dacă pe vrăjmaș trebuie să iertăm și să iubim, așa cum ne învață Evanghelia Mântuitorului Hristos, cu atât mai mult pe prietenii noștri atunci când din slăbiciune ei ne greșesc. A cere iertare chiar și atunci când nu suntem vinovați, de dragul unei bune relații cu aproapele, este calea autentică a celor care îl iubesc pe Hristos. Acestea sunt câteva dintre învățăturile care se adaugă exemplului slăvit al martirului Sfântului Nichifor. A iertat și a murit iubind. Sfinții mucenici, iubind pe Dumnezeu din toată inima, au iubit pe toți semenii lor, ca pe ei înșiși.